considerați inventator sau inovator? Mai mult inovator decât inventator. Asta nu înseamnă că în activitatea noastră n-am avut și invențiile. Dar ponderea este partea de produs, care este mai mult spre inovare. În ce constă inovația dumneavoastră? Faptul că am motorizat această mașină cu două motoare electrice, la care, care funcționează independent, fiecare comandă roțile o roată din față, iar împreună trebuie să funcționeze corespunzător și în curbă și în dir. Deci comenzile sunt separate și reglate în așa fel încât să mașina să meargă uniform, indiferent de curbura drumului. Această inovație este produsul dumneavoastră sau este produsul unei munci de echipă? Nu, este un produs al unei echipe, nu e al meu. Eu am fost numai conducătorul acestei echipe. O echipă formată de mai mulți profesori din Politehnică, de la Inginerie Electrică de la noi și de la Facultatea de Transportul la Politehnicii noastre. Deci suntem o echipă mai mare. Nu puteam fără transportul, nu se pune problema. Colegii de la auto erau de profesie. O echipă de la ECP, cei care au generat înaintea noastră automobile electrice în țara asta, o echipă de la Academia Militară de Ingineri proiectați și, în sfârșit, o echipă de la ECPEST, societate comercială, care a făcut și fabricația motoarelor. De fapt, noi am dorit să facem nu o mașină etică, ci să motorizăm o mașină pentru a face un laborator mobil, pentru încercări și testări de motoare, meseria noastră fiind, de fapt, proiectarea motoarelor și a comenzilor pentru motoare. Cum v-a venit ideea? Ideea este mai veche, pentru că în țară există un program național de dezvoltare a automobilului electric, pe de o parte, și pe de altă parte, experiența la alte contracte. Am profitat însă de ofertele pe care au fost la CEX-uri, finanțate de către Ministerul Educației și Cercetării, și am profitat și am oferit un asemenea contract de realizarea motoarelor. Să arătăm și noi că suntem capabili să facem motoarele și cum am dorit să facem motoare, să le testăm în condiții reale, am zis, hai să le punem pe o mașină.